Salutare, hutinașilor, și bine v-am găsit la un nou episod cu Death Garden. Am intrat acum în Mecean și suntem aici cu tovarășii noștri supraviețuitori. Va trebui să încercăm să scăpăm din nou de Killerianu. Să vedem ce Killerianu o să fie. Bine, nu-i prea cunosc încă, dar ia să vedem cum se face harta, cum se face harta. Mamă, s-o creat și harta. Să nu uitați de Instagramul meu, l-aveți acolo sus în dreapta, hudini.insta, rupeți acolo butonașul de follow. În descriere aveți și canalul meu secundar, să rupeți și acolo butonașul de like și de subscribe. Și haideți să îi dăm biceane, să vedem. Opa, că ne rostogolim aici ca nebunii. Marcăm chestii. Mergem direct după astea, după săgețele. Astea galbene îmi dau săgeți, dacă nu știți exact ce fac ele. Și astea albastre îmi dau săgeți cu putere, adică cele cu fum. Pentru că momentan mă joc tot cu cel cu fum. Dacă nu v-ați uitat la episoadele trecute, caracterul ăsta are abilitatea de a trage... Opa, vine nebunul ăsta de killer pe aici. Deci, caracterul ăsta are abilitatea de a trage cu săgeți cu fum, ceea ce e super șmecher, pentru că dacă dai așa cu mult fum, nu te mai vede, nu mai știe pe unde ești și poți să scapi de el. Ăsta e prin apropiere, barosane. Mica, am frică să ies, sincer să fiu. Cred că e acolo în stânga, la punctul ăla. Așa că o să mergem pe aici așa. A, și putem să ne cățărăm. Putem să ne cățărăm, suntem mare ninja. Oh, fucking no. Oh, m-a văzut. Ascund aici în tufa asta. Sper că am scăpat de el. Ia uite-l, mă caută, cum mă caută el. Doamne, va trebui să mă duc să-mi iau chestia de acolo. S-a tirat asta, s-a tirat. Bun, îmi iau asta repede. Nice. Acum mă duc să mai bag și niște sânge din asta. Că o să fiu full stack sânge. După care m-aș duce la punctul ăsta A de aici. Stai să mai iau și astea. Pentru că or să-mi fie folositoare. Fucking no, vine pe aici. Vine pe aici. Doamne, cum se mișcă ăsta nebunul. Și hai să mergem la punctul A aici, ca să lăsăm și noi stack-urile astea de sânge. Poate scăpăm de nebunul ăsta. Am 10, da, sunt full. Ok, încă 3 tovarăși aici. Ce faceți, tovarășilor? O să-mi pun ăsta fumul, în caz că vine să dau direct cu fum. Ah, și dacă suntem mai mulți, le lăsăm mai rapid. Ok, pe asta nu știam. Nice, bun, hai să marcăm chestia asta de aici. Să stricăm și drona asta, putem să stricăm dronele, doar că se repară singure după un timp. Și hai să mai căutăm niște sânge. Uite aici, un din ăsta de sânge. Nice, luăm rapidianul sângele. Mai avem încă 5 bucăți. Au, nu, vine pe aici. Ascunde-te. Doamne, că nu mă vede. Uite-l, uite-l cum trece. Sper să nu lase pe aici o din asta, cum se numește, o turetă. Pentru că da, aoleo, că da drumul la chestia asta. Bun, mă tir acum. Oh, fucking no. Are mine. Bun, acum mă prefac că am fugit de aici. Dar de fapt stau tot aici. Nice. Sper să nu mai tragă după mine. Doamne, cum m-a ratat. Oh, nu. Oh, m-a văzut și m-a pus la pământ. Ai, 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 ai. Da, din păcate, hai, ajută-mă, tovarășe. Ajută-mă, tovarășe. M-a executat, mă, barosane. Mi-a dat-o pe gogoașă. Nu m-a lăsat, mă. Nu m-a lăsat să fiu și eu viu. Ok, ok, acum se încarcă astea. Nice, Rino, Pani, Vino. Am făcut și ceva level up. Suntem pe bine momentan, hai să dăm direct go to locker și o să mai căutăm încă un mecean imediatus. Acum o dăm aici, dăm search match și hai să mai căutăm încă un mecean. Da, au fost destul de ok, miciude că nu am apucat să duc și stack-urile celelalte de sânge, dar per total au fost destul de ok, aș putea să zic. Va trebui acum să încercăm să vedem dacă putem să facem aici niște upgrade. Singura problemă este că se blochează când o să dau aici pe asta. Dar sper să nu se blocheze foarte mult. Momentan suntem pe bine, așa că o să ies de aici. Nu stau foarte mult acolo pentru că se blochează. Și hai să ne mai antrenăm pe aici.
ne mai antrenăm puțin tel. Bun, bun. Deci faza e că trebuie să marcăm toate chestiile și să luăm cât mai multe săgeți. Deci să fim tot timpul full săgeți ca să ne putem adică nu, să putem să marcăm chestiile, că asta e cel mai important. Dacă nu ești full săgeți, nu ai cum, pentru că dacă marchezi, faci foarte mult XP. Și de asemenea să luăm crate-uri din astea albastre atunci când nu mai avem săgeți cu putere, adică cu fum. Oca, suntem aici cu tovarășii noștri. Opa, am avut puțin tel lag, dar nu-i problemă de război. Jocul abia s-a lansat și de asta se mai mișcă uneori așa mai greuț, dar per total se mișcă foarte bine. În câte secunde? În 10 secunde apare harta. Și după aceea procedem, intrăm în arenă să o dăm cu Killerianu. Bă, mi-e ciudă mă că m-o prins pe meci anul trecut. Puteam să scap, dar m-am haladit și am stat acolo ascuns. Am crezut că nu o să mai tragă, că o să renunțe, dar și-o dat seama că am fost acolo și o tot tras în bușuri până când m-o prins. Ok, bun, hai să sărim. Harta asta parcă e mai întunecată din câte văd eu. Oh, nice, avem aici astea direct de săgețele. Ăla-i barosane. Acum mai am nevoie doar de un albastră, uite aici. Am tras pe lângă mă, pe bune. Pe bune, barosane. O luăm și pe asta albastră Rapidianu. Și acum a intrat și Killerianu. Oh, uite și ăsta de sânge aici. Hai să băgăm niște sânge. Niște sânge, Lian. Nice. Hai să mai luăm niște săgețele. Sunt foarte, foarte importante săgețile astea. Și dacă îmi amintesc bine, cred că poți să marchezi și Hunter-ul. O să încercăm să-l marcăm acum. Pe episodul ăsta, dacă dăm de el. Oh, nu, fucking nu. Mă ascund aici puțin. Îi prin apropiere, barosane. Îi pe aici, pe undeva. Îl simt. Ah, se duce, uite-l. L-am marcat! L-am marcat pe Killerianu! Da, deci merge să-l marchezi cu săgețile normale. Nice, hai să ne tirăm cel mai bine. Să nu mai stăm pe aici, să mai strângem și noi ceva sânge. Ia să vedem, o mai apărut aici ceva sânge. Oh, încă 4 stack-uri, nice. Bun, marchez ăsta iară. Oh, hai mă. Oh, am ratat aia de o grămadă de ori. Oh, ai mă, barosane. Ăla-i bun, lăsăm acum stecurile de sânge. Câte aveam? Cred că 9, nu m-am uitat. Dar cred că 9. Și ce mi se pare super șmecher, pentru că pentru fiecare chestie pe care o faci primești o grămadă de XP. Ceea ce face jocul foarte, foarte plăcut. Adică tot timpul simți că faci ceva. Oh, ai mă, ce pana mea, trag tot pe lângă, barosane. Nu mai podesc absolut nimic. Hai să... Uite mă că tot ratez mă. Doamne. Hai să mai luăm niște săgețele. Oh, uite aici din ăsta de sânge. Nice. Încă 5 bucățele de sânge. Bă, zici că numai eu am pus sânge. Să moară Jaxana dacă nu. Stai că mai văzut aici ăsta. Bun, și pe ăsta vreau să-l iau. Așa, bam bam bam. Ok, Anu Barosanu. Bun, mai suntem încă 4 în viață. Ceea ce nu-i prea bine, sincer să fiu. Îl simt și pe Killerianu pe aici, prin jurul meu. Pare că ar fi destul de aproape. Da. Hopa, hopa. Trebuie să mă ascund cumva. Oh, a lansat aici o dronă. Unde pana mea l-a pus pe la jos? Ah, uite aici. Hai să încercăm să-l ajutăm, să vedem. Ah, i-a pus pe 2 pe jos. Mergem acum repede. Oh, nu. Oh, mă știe că-s pe aici. Oh, și-l știe și pe ăla. Bun, ne ascundem aici. Să vedem dacă putem să-l salvăm pe fratele nostru. Fucking no. Fucking no, barosane. Oh, nu.
Au, nu! Mergem să salvăm pe asta? Aș merge. Mă ascund aici puțin. Îl știe pe ăsta, mă, Barosane? Oh! A, s-a dus el singur și ți-a dat revive singur. Nice, 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 nice. Hai să ne tirăm acum. Oh, iară? Aba nu. I-a dispărut golden crate-ul. Faza cu golden crate-ul este următoarea. Dacă are golden crate, hai să sărim repede pe aici că vine asta. Îl simt așa cum îmi suflă în ceafă. Am nevoie și de asta, nice. Oh. Nu, 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 nu. Am dat asta pe jos, nice, Rino, pani vino. Am nevoie și de sângețelele astea. Deci faza cu golden crate-ul este următoarea. Dacă iei golden crate-ul, oh, nu era mine aici. Treaba stă în felul următor. Ai săgeți nelimitate. Ai, mă, Barosane. Iar acum, pe bune? Ok, are treabă cu altcineva, ceea ce e destul de bine. Iară, mă. Oh, nu mai am sânge, gata. Oh, nu, fucking mină. Fucking mină, pe bune. Oh, singura chestie ok e că putem să ne ridicăm de aici. Bun. Nice, băgăm niște sânge. Dar acum mai avem nevoie de niște viață. Hai să ne urcăm pe aici așa. Cred că am mai văzut niște viață. Ok, ok, ok. Mă ascund undeva aici. Sper să nu vină nebunul ăsta. Nice, și iară sunt full. Bă, momentan suntem pe bines. Va trebui doar să dau astea două jos, repede. Bun, și trebuie să am grijă să nu mai fie mine pe aici. Deci minele alea sunt pericol, Barosane. Oh, nu! M-a prins iar o mină. Mai este încă una aici. Sau sunt încă două. Bă, iară, mă, pe bune. Mamă, am în două dronele ori pornit. Vai de viața mea. Bun, am depozitat sângele. Nice, momentan o ducem destul de bine. Ne mai luăm un heal. Și mai putem să colectăm și de aici niște sânge. Ia să vedem. Bun, mai luăm și niște săgeți. Și mai era un din ăla de sânge pe aici pe undeva, dar nu mai știu pe unde. Băi, jale, mă, cu astea, cu minele astea. Iar a luat ăsta crate-ul, mă. Spargem asta repede. Spargem și aia repede, bun. Nice. Oh, e pe aici. E pe aici, uite-l. Oare m-a văzut? Sper că nu m-a văzut, sincer să fiu. Oh, dar l-a văzut pe ăsta alt. Oh, nu, l-a prins. L-a prins, Barosane. M-a văzut și pe mine acum, cred. Oh, l-a executat. L-a executat, nu-i prea bine pentru noi. Oh, trebuie să mă tir de aici. Mai sunt eu și cu încă unul. Oh, dar mai sunt încă 40 de secunde și se deschid ușile. Dacă vedeți acolo în sus, în stânga, este un timer. Și după ce trece timpul acela, se deschid ușile, practic. Hai să luăm ăsta repede. Să avem niște fum. Acum, ce-ar fi bine? Dacă prindem ca pe episodul trecut niște... adică un crate din ăla. Au, l-o prins, fucking no. L-o prins, Barosane. E pe aici. Nu l-o prins, mă. S-o băgat el singur. Doamne ferește. Ok, anu Barosanu. Au, hai să vedem unde-s porțile. Au, foarte chiar aici. O poartă e chiar aici. Așteptăm acum să vină. Hai, deschide-te poartă. Sau poate se duce după ălalt. Oh, nice, am reușit să câștigăm. Ăla-i Barosane.
Am reușit să câștigăm pe forținii. Ai, 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 am terminat așa direct în forță cu un win. Deci cam ăsta a fost episodul Hudinașilor. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți acolo butonașul de like și de subscribe. Să nu uitați și de Instagramul meu, l-aveți acolo sus în dreapta, hudini.insta. Rupeți acolo butonașul de follow. De asemenea, aveți și canalul meu secundar acolo în descriere. Rupeți acolo butonașul de subscribe și de like și noi ne reauzim pe următorul episod. Sper că vă place acest joculeț, pentru că o să mai facem episoade. Pa, pa!